Zeci de persoane au participat la programul organizat de către Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung, înscris sub genericul Nocturna Bibliotecilor. Șirul de evenimente a debutat cu un atelier de pictură, având ca temă spațiul dedicat unei biblioteci. Copiii, coordonați de către profesorul Adelina Vorovenci, au demonstrat talentul lor la pictură. Obiectivul acestei campanii este acela de a atrage un număr cât mai mare de utilizatori și în același timp de a crea o legătură mai strânsă între bibliotecari și public, într-un mod, zic eu, interactiv, prietenos. Nocturna Bibliotecilor ne permite în același timp să ne prezentăm activitatea și specificul ei, frumusețea muncii de bibliotecar și zic eu că toți cei care ne vor trece în această seară pragul și nu numai, vor înțelege mai bine rolul important pe care îl are biblioteca în viața culturală a orașului nostru. Am pregătit câteva activități pentru copii, un atelier de pictură, urmează întâlnirea clubului de programare, este o activitate care se desfășoară sub egida Fundației Progres, apoi urmează turul virtual al caselor memoriale din Câmpulung. Și la final, o proiecție de film, noi ne-am gândit pentru această seară la Titanic Vals. În cadrul Nocturnei Bibliotecilor a avut loc și întrunirea clubului de programare. În cadrul Bibliotecii Ion Barbu din Câmpulung, în activitățile din Nocturna Bibliotecilor, grupele de avansați și de începători de la activitatea de programare din cadrul proiectului CodeKids se vor întâlni și în această seară de la orele 18 pentru a desfășura o activitate de colaborare și de gaming online prin Minecraft, în cadrul proiectului nostru de activitate cu elevii. Fac programare de un an deja. Programarea m-a învățat foarte multe despre cum să lucrez cu calculatoarele. Eu înainte n-aveam nicio treabă cu stilul ăsta IT și chiar m-a ajutat mult. La ce nivel ai ajuns? Având în vedere că sunt ambasadorul echipei, sunt la avansare. 3 ani. Și cum te cheamă? Sofia. Trebuie să vă ce-ți place să pictezi? Da. Am 7 ani, mă cheamă Daria și îmi place foarte mult să pictez. Și te mă place să pictezi? Da. Ce fac o bibliotecă. Da. Da. Cei prezenți s-au delectat cu un tur organizat al bibliotecii, cu vizionarea unei expoziții a scriitorilor mușceleni și au vizionat celebrul film după piesa lui Tudor Mușatescu, Titanic Vals.